24 de clase cu 603 elevi au început astăzi noul an de învățământ la Școala Generală Mihai Eminescu. Unitatea de învățământ și-a primit în bune condiții elevii, chiar dacă mai sunt o serie de lucrări în curs de finalizare. Ne bucurăm că este o zi foarte frumoasă să ne primim elevii în școală. Școala este pregătită parțial de data aceasta pentru a întâmpina pe elevi, în sensul că lucrările începute în cursul verii sunt în curs de finalizare. Sălile de clasă însă nu vor avea de suferit, așa că procesul de învățământ se va desfășura normal. În anul acesta avem 3 clase pregătitoare, din cele 24. Școala noastră a început acest an școlar cu 603 elevi. În privința lucrărilor, sunt lucrări ample de investiții, respectiv izolație interioară, schimbarea tâmplăriei și urmează să se instaleze încălzirea centrală. Deci, în sfârșit, școala va ajunge la standardele moderne de funcționare. La festivitatea de deschidere a fost prezent și deputatul Gheorghe Roman. Și în media și astăzi a sunat clopoțelul în toate instituțiile de învățământ. Am fost la Școala Generală numărul 7, acum am venit la Școala Mihai Eminescu. Sigur că nu poți decât să te bucur că în marea majoritate a instituțiilor de învățământ școlile se încep în condiții bune. Nu pot decât să le urez mult succes elevilor, dar în același timp și multă răbdare dascălilor.